Evident că experiențele la Paris au fost superbe, așa cum vă așteptați. Nu poate fi decât frumos o excursie cu persoana dragă sau persoana iubită într-o astfel de locație, totul de vis, mai ales acum în luminile acestea de sărbătoare. Ați văzut că prima experiență a fost cea a Daianei cu Cristi, care s-au bucurat de priveliștea de acolo, dar și de prima noapte împreună, fără camere de filmare, așa cum s-a și spus încă de dinainte. Au petrecut o noapte împreună la hotel, într-o cameră superbă. Practic, Diana au povestit, au spus de fapt că au povestit întreaga noapte despre diverse lucruri, s-au cunoscut mai bine și există compatibilitate pe toate planurile, deși aveau aceste fețe dimineața când i-au trezit cei din producție și vremea de afară nu era una grozavă, au prins și ploaie, evident, că așa se întâmplă de obicei la Paris în această perioadă a anului. Diana spunea că au vorbit despre trecut, prezent și viitor și despre fosta ei relație de aici din casă cu Alexandru.